Vă salut, ciobănași! Astăzi o să vă prezint pe Pintea. El e profesorul și ăștia sunt elevii lui. Vedeți? Îi place să stea foarte mult cu ei. Nu stă toată ziua, într-adevăr, dar are perioade când stă cu ei. Pe aici intră, pe aici sare când vrea să ies afară sau când vrea să intre înapoi înăuntru. Vedeți cum stă cu ei, doarme cu mine. Ce faci? Nu vrei să ieși afară? De ce nu vrei să ieși afară? Stai cu miei tăi? Da? Ce e, mă? Hai să te duc afară. Haide. Hai, Pinte, afară. Nu vrei. În fiecare dimineață intră, nu stă într-adevăr toată ziua, mai iasă, mai se duce, dar tot aici se întoarce. Cât stau mie închiși, el tot pe aici se întoarce. Ce e, mă, mielucule? Mie, eu terminat de mâncat din valăie. Urmează să le dau lucerna. Pintea, hai afară. Haide. Hai, Pintea. Haide afară. Haide. De ce nu vrei să ieși afară? Aici te simți tu cel mai bine? M-ați întrebat cum să-l faci să un câine să stea cu oile sau cu mine. Din mai mulți câini se alege unul care îi place să stea cu oile, să stea cu miei. Așa s-a întâmplat și la mine. El îi place să stea cu miei și eu îl las aici. Mulți ciobani nu îi lasă. Zice că poate mănâncă miei, se apucă de ei. Dar el nu stă simplu, văd că mai e și pită. Asta nu e pită, e copilul lui Pita. Era și pituță pe aici, nu? Hai, Pinte, afară, hai. Hai, da. Hai, da, afară, hai, da, afară. Hai, da. De ce nu vrei? Aici te simți cel mai bine? Ai pierdut Jujo, unde e Jujo? Unde l-ai pierdut? Hai să te scot afară. Hai da. Hai la mine. Hai da. Aici te simți tu cel mai bine, nu? Ia să vedem ce faci acum.